ceva de la celălalt, tu ai devenit un ucigaș. De asta se spune să nu ucizi. Adică să nu-l pui pe celălalt să-ți facă un lucru care nu este natura lui. Când îi spui celuilalt că nu-i accepti atitudini, greșeli, cuvinte și așa mai departe, tu zici, tu, Doamne, Doamne, ești Greșit. greșit. Ești Greșit. greșit. Aici greșești, aici greșești, aici greșești. Nu ești bun, n-ai făcut bine și așa mai departe. Așa este. Adică asta să vă amintiți. Chiar dacă vă puneți întrebarea, dar ce, oare Dumnezeu greșește în halul ăsta, nu vă gândiți că există o motivație pentru care El vrea să experimenteze lucrurile alea. Acest credeți și nu cerceta are o profunzime foarte mare. Nu mai revine, deși am discutat mai devreme pe tema asta, ani de zile am cercetat. Am ajuns la concluzia și la demonstrațiile necesare. Și acum pot să zic cu relaxare că acest credeți și nu cerceta tare bun. Deși vă pot aduce argumente științifice pentru orice, orice afirmație spirituală. Dar, într-adevăr, credeți că oamenii din jurul dumneavoastră nu sunt oameni. Nu sunt oameni. Ei sunt niște iluzii care ne par a fi oameni. Deci chiar Dumnezeu în manifestare. El știe, oamenii nu mișcă dacă El nu e acolo să miște. Oamenii, dacă Dumnezeu nu vrea ca un om să vorbească, omul ăla e mut. Dacă Dumnezeu nu vrea să fie vibrația care este pe gura omului, omul ăla nu poate să scoate sunetul. Deși poate vorbi el, sunetul nu se mai aude. Adică asta e foarte clar. Nimic nu mișcă, nici cea mai mică particulă de praf. Un milimetru nu mișcă, nu mișcă dacă Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta. El este o ordine perfectă. Adică atâta timp cât ajungeți să înțelegeți perfecțiunea ordinii lui Dumnezeu, veți înțelege că toți care suntem, întreaga existență, chiar dacă nu ne dăm seama, Dumnezeu acționează prin noi. Eu nu-mi dau seama. Salina, nu știu unde sunt, nu știu cine sunt, dar clar nici corpul nu e a meu, nici vocea nu e a mea, nici sunetul nu e a meu, nici gândul, nici vorba care îmi vine. Și atunci, clar că cel din fața dumneavoastră, partenerul, îl vedeți doar ca un partener într-o iluzie, într-un vis al dumneavoastră, dar vedeți-vă că e un Dumnezeu care vrea să manifeste lucruri, nu un Dumnezeu, este unicul care suntem și noi. Și atâta timp cât vrea să manifeste, nu vă întrebați de ce face așa. De ce vorbește urât? De ce face rău? Sau mai știu eu ce. Exact cum ziceau partenerii de discuție ai noștri astăzi, oglinda. Vă trage de moți și vă zice, aduți aminte că puteți încerca altceva. Să vă enervați, să vă înfuriați, să-l bateți, să vreți să-l omorâți. Nu glumesc. Puteți să ajungeți la limita asta. Și vă veți da seama că nu rezolvați. Dar nu are reacție. Oricând Dar va nici nu apropia. rezolvați, deci ajungeți chiar să vreți să-l omorâți. Repet, nu rezolvați nimic. Și când ajungeți la, hop, stai că nu rezolv așa, nu rezolv așa. Dar Păi ce o soluție mai este? Când aprinzi lumina în întuneric, oricât de mic ar fi, deja acolo este o gradație a luminii. A dispărut întunericul, asta înseamnă. Că, am zis gradația luminii. Întuneric e beznă. Vă scoateți ochii așa. Deci, clar. Deci orice negativitate numai prin iubire poate fi. Da. Deci nu există răspuns la orice neplăcere din față, singura soluție este iubirea. Dar Dumnezeu este desăvârșit oricum. Că iubirea este a Lui, este este desăvârșit prezența Lui. pentru că tot ce Deci vedeți, mai El poate să rezolve problemele. Tot ce vedeți în jurul dumneavoastră e decât El. Și vedeți că mergeți la serviciu, vine cineva, vă ajută să faceți ceva, deci totul e un circuit divin. Și unul fără altul n-am putea să fim. Că El este perfect în toate vibrațiile Lui de manifestare. Se recunoaște pe El în tot. Deci e o acceptare totală. Acolo este iubire. Și El vrea ca fiecare din noi, pentru că suntem unul singur la final, suntem o ființă comună, să ne desăvârșim în iubire. Că de fapt, exercițiul iubirii, am spus înainte, și fiecare din noi este o verigă care intră în cealaltă verigă, ca la un lanț. Și unul fără altul n-am putea să fim. Pentru că dacă nu-i femeia de serviciu, n-am putea să ținem curat, dacă noi n-am fi, n-am putea să ținem asta, dacă dumneavoastră n-ar fi, noi n-am avea cui să vorbim și tot așa. Adică unul fără altul nu putem să fim, pentru că noi suntem o ființă comună, nu suntem doar unul. Când vrei să fii unul singur, eu scoate, eu, ego-ul, te scoate în afară, eu sunt, eu vreau, eu, te faci Dumnezeul tău, cum spune Marius. Dar tu când știi că ești o ființă comună și ești desăvârșit în tot ceea ce faci, indiferent ce ești, nu contează ceea ce ești, acolo este Dumnezeu,
știi că totul este perfect. Și n-ai cu ce să te lupți, pentru că te lupți cu tine. Pentru că acolo ești tot tu. Și n-ar mai fi conflict, n-ar mai fi război, n-ar mai fi... Și mai mult, când omul se face Dumnezeu său, adică, și este foarte simplu să se facă Dumnezeu său, când susține numai dreptatea lui, adevărului, binele lui, luptă pentru binele lui, pentru liniștea lui, el s-a făcut Dumnezeul său. În clipa respectivă a căzut. Când a căzut, el de fapt a semnat acolo la ființele întunericului și a devenit diavol. Deci diavolul este chiar ego-ul. În momentul în care vedeți că cineva începe să lupte, să se apere, el nu mai este uman, nu mai este om. În clipa respectivă a devenit o ființă a întunericului. Și ca să iasă, a intrat în iad, și ca să iasă de acolo, îi trebuiesc din față să-i vină timp de 6 luni de zile, neplăceri, sau mai mult, un an de zile, neplăceri ca să-l scoate de acolo. Și vine automat, nu are cum să scape, pentru că Divinul tot timpul nu se ocupă decât să ne scoată din ego și să ne ducă în iubire. Și face asta toată ziua. Mereu noi avem tendința să credem că suntem o ființă separată și El mereu face tot posibilul să ne ducă în iubire și să ne arate că suntem o ființă comună. Dar parcă suntem, nu știu, neînțelegători, ca niște copii încăpățânați, toată viața, numai asta este singura temă. Noi încercăm să mergem spre întuneric, El ne duce spre iubire. Dar întunericul ăsta ce înseamnă, ca să explicăm? Întunericul ăsta, diavolul, cum îi spune Marius, este mentalul nostru care creează energii foarte joase, pe când sufletul creează energii foarte subtile, foarte fine, adică energie iubire a vieții, că noi asta suntem. Cristo și Anticristo. Corect. Și atunci noi ne creăm propria realitate. Adică ce proiectăm? Noi ce suntem pe interior? Dăm la exterior și noi ne creăm propria realitate. Și acea realitate poate să fie în suferință, în depresie, în neplăceri, în durere, în pierderi. De ce? Pentru că ne-am creat o suferință. Și aceea este pur și simplu energia joasă care se numește diavol. Vezi, Doamne, și așa se creează și iadul, infernul sau paradisul. Noi singuri ne creăm de aici, cum a spus și Marius ieri, propriu rai sau propriu... Dar și el este bun, pentru că Părintele Clop a zis, nu, Părintele Asenie Papacioc, a spus diavolul ca diavolul, dar ce ne facem fără el? Corect, că nu deci putem învăța. Deci este soluția care te împinge spre lumină. Dacă nu poți să o alegi de la început și să fii stabil asta în ea... Asta e cea mai bună soluție. Ai nevoie de suferință. De exersa. De fapt, în percepția lui Greg Braten, diavolul este, sau Lucifer, este îngerul trimis de Dumnezeu să susțină partea întunecată a creației. Nu este un personaj rău, malefic, ci este un înger, nu, un de lumină, ajută, dar care are rolul de a susține... De fapt, totul este Dumnezeu, știți de ce? Pentru că nu există nimic în afara Lui. Deci dacă nu există nimic în afara Lui, este o energie mai joasă, într-adevăr. Și asta este o energie mai joasă, este o energie de materie. Pentru că ați văzut gheața cum este, dacă faci un cub de gheață, am mai spus asta, apa se transformă în gheață, în cub, în masă de materie. Aceea este materie grosieră. Dar în momentul în care apa se topește, acea gheață se topește, se transformă în apa. Apa este tot timpul comparată cu iubirea. Pentru că apa, cum zice și Marius, trece și pe lângă piatră, ia forma la orice. Iar iubirea, non-forma, ăsta este Dumnezeu non-forma, ia forma la tot. Deci El este tot. Și atunci, tot ceea ce vedeți este Dumnezeu. Ce interesant, cea mai mare putere a Universului este apa. Și caracteristica esențială este că este înfrântă. Adică se lasă învinsă, niciodată nu se împotrivește la nimic și din cauza asta învinge întotdeauna. Din cauza asta, în Tao Te Ching este asemuit Tao, deci Dumnezeu cu apa, pentru că El întotdeauna se lasă pe sine, deci îți dă libertate totală și cu toate acestea El învinge întotdeauna. Este cea mai mare putere. Și am spus că Miorița este ultimul nivel la care poate să ajungă omenirea. Revin la aspectul de separare pe care l-a zis Marius. Atunci când devii Dumnezeul tău, ca să-l citesc cu Marius, de fapt, intră în separare, în dualitate. Dar ce înseamnă asta? Că nu poți să fii în afara creației, a sinelui, a spiritului, nu a creației. Spiritul e o substanță mare. Infinită. De fapt, tu ce faci? Că e o bună în jurul tău și te separi de tot, de în interiorul de acelui. Da, te separi de întreg, dar în interiorul lui. Și crezi că ești separat. Dar în momentul în care te-ai separat, tu trebuie să faci, separarea se face cu o delimitare. Te-ai delimitat, deci te-ai închis într-o bulă. Când te-ai închis într-o bulă, clar că nu mai are ce putere să curgă spre tine, din tine, în tine și prin tine. Că asta e regula spiritului. Spiritul curge prin noi, în noi, din noi,
și peste tot în jurul nostru și prin noi. Deci e un ansamblu constant, da? În momentul în care m-am separat, de unde atâta curgere? Că am învârturat, am făcut o bulă acolo în care totul se învârte în loc și ca apa care începe să clocească și rămâne pe loc, nici energiile nu se mai mișcă, totul se blochează, forța și puterea nu mai au de unde să vină. El este autogenerator, dar în momentul, deci el este viu, prezent, viu, atotputernic. În momentul în care eu l-am băgat în bulă, e ca și cum te-ar ține de mâini de picioare, te-aș lega cu cătușele, desigur că nu pot să fac în realitatea divină lucrul ăsta, dar în iluzia mea creez un film. Un film în care eu zic, așa cum Dumnezeu a creat această lume, un vis în mintea divină, și eu pot crea în mintea mea un vis a realității mele, ca în puterile pe care Dumnezeu le manifestă prin mine. Clar. Și atunci, creează acolo și să vedem atunci, fiind Dumnezeu tău, câtă putere ai. Doar să ridici 10 litri de apă. Dacă să ridici o mașină de pe un om căzut, pe care a căzut o mașină, mai poți? Nu. Pe când au fost situații în care mamele, pentru că iubirea e atât de mare, adică ea a manifestat puterea divină. Că iubirea, puterea divină, inteligența divină, e un așa același lucru, e divinitatea însăși. A putut să ridice mașina de pe copilul ei. Deci, deja acolo e altă putere. Da, poți fi Dumnezeul tău, dar acolo mori. Pentru că l-ai închis și atragi moartea. Da. Atragi moartea reală, moartea fizică a corpului. Se închide poate acelul, mai bine energie vitală. Asta e separat. Bine și deja începe da, aici trebuie explicat că noi ne identificăm cu mentalul, cu ego-ul. Noi nu suntem asta, e o iluzie, e o proiecție. Da. Noi suntem suflete divine. Deci la școală am spus, aș învăța pe toți elevii, domnule, tu ești suflet, vezi? Tu ești forța tot. Facem o confuzie. Facem o confuzie. În exprimare. Nu. De asta vreau, uite, vă rog pe Alina să explice ce este omul. Deci, ce este sufletul, ce este sinele, ce este ego-ul. Ok, doar un singur lucru vreau să spun. Apropo de ce nu, dar când a spus că suntem suflete divine, eu nu sunt de acord. Sufletul este cel care vrea să evolueze, să evolueze și evoluează în fiecare viață. Corect. De când sinele este Dumnezeu, Spiritul, dar suntem unul întreg. Că dacă ne separăm... Nu, că facem un confuz. Trebuie să avem un limbaj comun. Dacă ne separăm, știi ceva? Dacă noi ne separăm de întreg, atunci te-ai făcut Dumnezeul tău, cum a spus mama. Nu, asta am înțeles. Ați înțeles? Păi ne separăm. De termenii care folosim. Da, domnul Luca, au zis pentru ușurința comunicării, a înțelegerii, să stabilim. Nu, e mai mult în minte atunci. Pentru că de mult eu să folosesc termeni diferiți. Da, la cine referim când spunem suflet și spirit? Da. Spiritul divin, sufletul individualitatea. Asta. Spiritul face întotdeauna spiritualitate? Exact. Deci minte? Da. Corect. Mintea divină. Deci aici n-am fost de acord nici astăvară. Da. Când ai spus că spiritul este mintea. Nu este mintea. Deci dincolo, la prag, sufletele au formă globulară. Deci sinele sau spiritul este același lucru. Deci dincolo la prag, sufletele sunt vii și au formă globulară pentru că toate forțele vin de peste tot și le dă forma de glob, de sferă. Nu am văzut spiritul. Sufletele, da. Deci nu există decât suflet. Deci n-am putut să vorbesc cu unul de dincolo. Deci n-am putut să descriu decât suflete. N-am descris spiritual. N-am descris spirit. N-am descris nu este decât suflet. Nu este decât eu suflet. Pot să spun asta. Iar dincolo de fluviul de gândul sunt puncte aurii de fericire. Deci ceea ce spun scrierile vedice sau alte scrieri indiene sau... Dar eu cred că este un adevăr. Se referă la spirit ca la Dumnezeu. Iar sufletul este individual, care evoluează. E un limbaj diferit decât exprimare, cred. Sunt cuvinte, exact. Ca să înțelegem. Când am vorbit în Florida, ne-am luminat da. Despre asta. Nu contează că sunt doar cuvinte. Este o formă de atac, este o formă de atac asupra Creatorului, care este persoană. Și dacă vorbești despre spirit, este ceva fără formă. Pe când Creatorul Dumnezeu este o persoană. Deci este de fapt o atac. Nu poți să spui Dumnezeu. În momentul în care în Occident se spune Dumnezeu este prezent și l-a scos pe Dumnezeu, vorbește mai despre prezent, el nu mai este persoană. Dacă Dumnezeu nu mai este persoană, totul, dacă nu mai este persoană, omul își pierde responsabilitățile și nu se mai vorbește despre iubire. Și omul acela nu numai că este atomizat, dar devine o ființă egotică, pentru că rămâne numai cu ego-ul. Când nu mai vezi, ai scos iubirea din limbajul lui, așa cum ai scos mama și tata, ai scos persoana. Deci asta este un atac puternic asupra ființei noastre,
divină. Deci dacă înțelegi că Dumnezeu este totul și este în tot. Deci nu este nimic fără Dumnezeu, este totul. Deci noi facem parte din acest tot. Sub formă de iubire. În deci sensul este acesta totul, este nu totul. Mai ca iubire, este ca orice. Deci când am trecut de fluviu de gânduri, acolo era un spațiu format din puncte aurii de iubire, de extaz. Și nu era nimic altceva decât iubire. Nu era... Domnul Luca vrea să spună, că asta am înțeles foarte bine, că Sinele Suprem este Spiritul nemanifestat, permanent, omniprezent și omnipotent, iar Sinele Individual este Suflet. Gândește-te, spre exemplu, eram în fața tronului Tatălui Ceresc și ce să-i spun? Spirit? Nu! Păi era Tatăl Ceresc acolo, ca un bătrân pe un tron imens. Nu, a zis bine. Asta mintea a văzut. Ai zis bine. Nu a văzut, a văzut Sufletul, că eram globuleț. Că Dumnezeu nu are formă, este totul. Poate să ia o formă. În momentul în care s-a transformat în soarele de iubire, am intrat în supa aceea care este esența lui, dar nu am putut să-i spun Spirit. Este el ca sub formă de iubire. Iubirea este peste atribute, tot. E în afară, nu are atribute logice, nu are logică. Nu contează decât ca să-l poți să-l concepi, el ți se arată sub formă de persoană, pentru că este viu, este activ ca o persoană. Și mai mult, doamna Vrăteanu, am luat interviu unei doamne doctor de la Spitalul de Urgență, spunea, eu am fost atee până în anul 4 de facultate, când la microscopul electronic am văzut că o celulă are toate funcțiile, toate aparatele pe care le avem noi. Are aparat digestiv, are creier, are inimă, are ficat, are rinic, are tot ce vrei. Și atunci am zis că dacă în mic există această, în mare suntem noi, mai mare trebuie să fie altcineva care are la fel și este persoană. Nu poți să ieși din acest... Dacă celula are toate aparatele noastre și Divinul este o persoană, nu poți să reduci la un spirit din ăsta care e calitate. Puterea lui este iubirea, pentru că fiecare rază lui te hrănește acolo. Deci aveam sentimentul că fără raza aceea noi nu putem să trăim și simțeam nevoia ca să-l slăvim în veci. Și chiar am fost surprins că toate globulețele cântau și toate aveau un fel de cânte care se traducea într-o formă de iubire, nu semăna cu cântecele de aici. Și mi-a zis, măi, toate globulețele astea cântă în veșnicie iubirea. În veșnicie, deci sunt așa de devotate. Și se supun total divinității, pentru că fără iubirea aceea noi nu existăm. Dar toți cei care au experiențe de felul nimeni ăsta nu folosește cuvântul trăiesc iubirea, acolo. Dar o percep în mod diferit. Nu toți o percep la fel. Asta ai văzut tu. Sunt alții care au văzut din Occident, asupra, dar iubirea... Asupra iubirii este total. În Occident nu se mai folosește cuvântul iubire. Nu se mai folosește mamă. Nu mai este și prin lege acum. Deci am normalitatea. Deci s-a dat lege și nu o să se mai folosească nici la noi. Fiți sigur de asta. Da, bine, este un adevăr în toate. Și e ca și cum ne-am bătat în ego acum. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este în tot și este perfect. E modul de exprimare. Este modul de exprimare diferit, pentru că și Mari și eu am văzut baia aia de lumină și știm ce înseamnă iubirea și Dumnezeu. Din cauza asta, cei care nu au văzut au altfel de experiență, este perfect și adevărată. Eu știu, ați citit Kybalion? Nu, n-am citit Kybalion. Dar eu nu vă contrazic, am spus că este un adevăr și vi respect. Dar când înțelegi cum explică Kybalion... Eu n-am văzut spirit acolo, eu n-am văzut decât globulețe, am văzut pe Tatăl Ceresc, n-am văzut nimic din ceea ce se spune aici. Acolo toată traducerea se face pe iubire. Noi vedem asta cu mintea, mergem cu mintea acolo. Păi cum să mă duc eu cu spiritul care face spiritualitate? Păi asta înseamnă minte. Dar după legea de corespondenție a Kybalionului, cum e sus așa e și jos, cum e mic așa e și așa mare. Așa este. Acum mi-am dat seama, în timp ce vorbeam Marius, că nici eu nu aveam imaginea asta, dar mi-am dat seama de un lucru. Nu trebuie neapărat să aibă două mâini, două picioare, doi ochi și... Dar atâta timp cât are funcțiile astea, într-adevăr, dacă celula corpului și rotundă, semi, mă rog, are o formă. Nu are neapărat mâini, picioare, că nu asta e interesul lui. Are organele principale pe baza cărora funcționează. Dacă la nivel de celulă e așa, noi avem și noi organele aceleași ca și celula, e clar că trebuie să existe un organism. Adică nu o persoană, nu o ființă, dar un organism care nu neapărat are o formă cu mâini, picioare, eu știu, ca noi, că celula e rotundă, repet, dar poate să aibă forma Universului. Și să aibă, într-adevăr, toate aceste organe și funcții. Și care e forma Universului? Infinită. Ideea e că celula nu știe cum arăt eu. Ea crede că arăt ca ea.
Dar nu mai contează, da. Da, să știți că atunci când ești din corp, asta din experiență, și Marius poate să vă confirme, nu-ți vezi, nu te vezi corp, nu-ți vezi nimic. E clar că ești una cu tatăl, pentru că nu vezi nimic, absolut nimic. Asta din experiență. Marius a spus, în forme acolo le-a văzut globulare, dar când ești din corp, care a avut experiență de ieșire din corp, nimeni nu-și vede forma corpului sau tu nu ești nicăieri pentru că tu ești acolo în tot. Deci nu-ți vezi forma, ca să înțelegeți. Nu este o formă, nu este... Non-forma ia forma la orice. Deci iubirea ia forma la orice. Mai există un aspect. Acel tot despre care vorbește Kybalionul, că totul este tot, această superputere. S-ar putea noi să o confundăm cu termenul pe care l-am acordat lui Dumnezeu. Adică să-i spunem Dumnezeu. Dar acest tot, totul este doar tot. Când spui Dumnezeu, l-ai limitat într-un cuvânt. L-ai limitat în ceva. Da, am spus și eu asta. Și eu am spus asta, pentru că cuvântul Dumnezeu este ca... este o formă de exprimare. Deci este o limitare la final. Dumnezeu are, zice, deci mii de lume. Eu sunt, e Cristul Divin Dumnezeu. Este cel care a zis, eu sunt și experimentez. M-am concentrat într-o esență și experimentez. Și sunt și totul și esența. Și atunci Dumnezeu s-ar putea, Marius, să aibă dreptate. S-ar putea să fie o ființă imensă în această creație. Bineînțeles că e o ființă imensă, deci, adică totul. Da. Adică totul. Nu totul. De ce? Totul să fie totul, această substanță, no, și el concentrat. Nu se poate diviza. Nu se poate diviza, e tot în el. E ca în laptele care noi suntem, cum dăm exemplu. Nu ai spus toată diviința. Acum apare un fel de contradicție logică. Eram un punct, paradoxurile eram se un punct, dar în același timp eram spațiu format din miliarde de infinite puncte. Și la un moment dat toată infinitatea aia a venit și s-a strâns în mine. Deci, logic, noi nu putem să concepem asta. Dar în prima dată suntem spațiu, după care când îți pierzi conștiința de sine și devii acel extaz, atunci dispar toate întrebările și nici nu mai știi cine ești. Cum asta ar trebui să fie percepția reală a lucrurilor, deci, pe care prea mult, nici nu contează, contează mai mult iubirea, nu? Corect. Oricum este iubirea, acest tot este iubire. Dar toate astea, toată discuția, tot dialogul a fost al minții, pentru că, ca să ne înțelegem între noi. Da, Și eu am fost ateu până la 50 de ani, da? Da. Și am început să practic yoga. Acolo a spus că la yoga să primiți și ateii. Bineînțeles că prin practica yoga am început să practic meditația, introspecție și toate astea și am început să simt. Când am început să simt, am zis că nu este numai ceea ce știi mintea, mai este și altceva. Și atunci am devenit